La Orbeasca, apele de pe câmpuri s-au unit, formând un râu care amenința să inunde drumul. Cele mai grave probleme rămân în localitatea Drăgănești-Vlașca. Drumul județean 503 Drăgănești-Vlașca-Videle a fost inundat din nou. Autoritățile au luat măsura opririi circulației rutiere. Polițiștii au sfătuit pe șofer să folosească ruta ocolitoare stabilită pe DG18 Drăgănești-6 Comoara-Botoroaga cu revenire pe DG503 Botoroaga-Videle. Pompierii telormăneni au intervenit în toate aceste zile și au ajutat pe localnici să construiască diguri în calea apelor. Oamenii speră ca apele să se retragă cât mai curând.